Morning Glory, Morning Glory, prefăcuți sunt toți actorii. Și bonjurică, bonjurică, vedeți că dacă ați primit mesaje RoAlert, e alerta că are început Morning Glory și ne bucurăm foarte mult. Atât s-a putut, asta este primul pățar, al doilea pe județ, cel mai ascultat matinal din București pe publicul comercial. Ăsta e nivelul, nu se poate mai mult. Și de-aia, acum cred că urmează să-i spunem bună dimineața lui Mihai Bobonete, bună dimineața. La revedere. Așa, mulțumim foarte mult. Am fost la Cluj de anul nou și am mers la restaurantul Baraca. Bun, foarte bun. Și domnul bucătar șef Roland Suciu, pe care îl salut acum, a venit la mine, dar mă rog, eu nu știam că e el, că avea mască și astea. Și mi-a zis, bine ați venit la noi și abia așteptăm să vă spunem la revedere. A fost drăguț. Da. Mihai. Da. Vreau să discutăm despre în primul rând, așa. Spuneți. A fost Crăciunul. A fost. S-a mâncat ceva bun? L-am mâncat tot Crăciunul. Da. Deci s-a păpat. Dar nu ca în alți ani. Am avut grijă. Adică am mâncat alea ce mi-a făcut socră meu, tobă, lebăr, dar nu foarte mult. Am lăsat-o mai ușor anul ăsta. Mai mult avocado? Nu, avocado chiar n-am băgat de Crăciun, nu bag avocado. Ai și tu limitele tale, da. ai un pic de demnitate, înțeleg. Da. Am, mă țin tare la avocado. Dar acum ai văzut că m-am mâncat iaurțel, la care voi insistați, zice, stele mea. De când am venit, mănâncă stele mea, mănâncă stele mea. Hai, Bobonete, mănâncă stele mea cu iaurt, dar el vrea să spună că nu, este... Nu, da, are stele mea cu quinoa, bă, amestecată în iaurt. Ca să nu se vadă că e stele mea. Ce să vorbesc eu cu voi care habar n-aveți despre ce înseamnă viață sănătoasă? Că vine înapoi acum, că mi-a zis că vine înapoi, vine înapoi! Îi vine deja stele mea înapoi, dar îi zice că îi vine iaurtul. Ia că mai am scot o priză, am băgat-o la loc. Așa, Mihai. Da. O tânără a renunțat la stilul de viață uman și la job pentru a trăi precum un câine. Este plimbată în lesă, latră, bea apă din bol și e foarte celebră pe social media. S-ar putea să aibă mai multe vizualizări chiar și decât tine. Oh my god. Păi cine o plimbă? Și, cine o plimbă în lesă? Păi asta nu am... e un articol foarte serios din Newsweek, ediția română. Ok. Știi, o revistă serioasă de analiză și sinteză rece, de tip BBC. Eu cred că tipul ăsta de a scris sau tipul a văzut un film de la de adulți în care ei se jucau de-a câinele și stăpânul. Da. Și a zis, bă, sărac. Da, dar... Și eu zic că e... Dacă îi spui bitch. Adu bățu. Da. Și a zice și aduce bățu. Am înțeles că stă la locul ei, face șezi. Face șezi. Dar tu îți dai seama să-i arunci discul să-l prindă din aer? Da. Asta dai imagine. E frumos? Da. Problema e că lasă păr, am înțeles. Păi na, acum... De pe burtă. Când stă pe covor și poate, freacă, da. Să și electrizează ușor astea. Da. În fine, voiam să vorbim un pic despre... Uite, viața e un cadou. Da. Dar, în general, în viață primim și cadouri inutile. Și după ce ascultăm un reportaj cutremurător, dar zguduitor, făcut de colega noastră, Silvia... Sigur că da. Cu oameni care au primit cadouri, că... Na, a fost Crăciunul, să o luăm așa mai... Cadouri care să nu-ți folosească. Complet inutile, primite de la rude. Vrei să mă ajut cu mizeria asta de calculator care s-a blocat? S-au stins toate ecranele. Să știi că și eu am primit odată de la o tipă. Era profesoară de franceză, eram pe la Craiova. Și eu eram, dădusem țeapă și la Conex și la tot ce era atunci, Cosmote, nu știu, erau niște de-astea, Santel. Da. Am dat, știi că luai telefonul, făceai abonament și după aia nu mai plăteai abonamentul și rămâneai cu telefon. Dădeai țeapă. Da. Și eram la peste tot, eram dat în urmărire și ea de ziua mea am făcut cadou un telefon fix. Fix, dar se detașa ăsta, receptorul. Era mișto. Și l-am desfăcut, știi că am desfăcut mai multe cadouri și am fost wow, și când am ajuns la asta, eram, ce este? Și sunt telefon fix, dar receptorul poți să te plimbi prin casă cu el.
Și avea cel mai inutilă chestie de a-mi primit-o vreodată. Da, e corect. Și nicio treabă. Voi să asigure că te găsește mereu acasă când te sună. Da, da. Iată un reportaj cu tremurător, dar zguduitor, făcut de colega noastră, Silvia Trașcă din Constanța. Mă rog, adică sunt și probleme, dar asta e. Silvia Trașcă din Constanța, cadouri inutile, un cadou de la Morning Glory pentru voi. Ia să vedem. Morning Glory întreabă, cetățenii răspunde. Mai mulți tineri mi-au spus care a fost cel mai inutil cadou pe care l-au primit de sărbători de la rude. Cel mai inutil cadou primit de la rude de sărbători a fost de la nașul meu. Cred că aveam vreo 20 de ani. Am primit o felicitare care lumina și îmi scria la mulți ani de Crăciun. A fost cel mai inutil cadou ever. Sincer să fiu, cam toate cadourile pe care le-am primit de sărbători au fost inutile. Cele mai utile erau șosetele, chiloții și pijamalele. Dar în rest nu cred că a reușit nimeni din familia mea să îmi cumpere un cadou care chiar să-mi placă sau pe care să-l folosesc. Păi în ultimul timp, adică în ultimii ani de când sunt mai mare, n-am primit decât bani, așa că o să mă raportez la când eram un pic mai mic, adică pe la 10, 11, 12 ani, și cred că toți oamenii, toți tinerii, toți adolescenții pot relata treaba asta. Cel mai trist cadou pe care putea să-l primească un copil la 10 ani erau haine sau șosete sau chestii de genul ăsta. Pentru că la vârsta aia, you don't care about clothes. Vrei jucării, vrei chestii. Acum hainele sunt mai mult decât binevenite pentru că nu mai am nici timpul, nici răbdarea să mă duc să-mi caut ceva. Așa că orice ticou este binevenit. Nu prea am primit cadouri inutile de la rude, iar asta dintr-un motiv foarte simplu. Le-am spus încă de când eram copil că cel mai bine îmi dau bani să-mi iau eu ce-mi place. Cel mai inutil cadou primit vreodată de la rude de Crăciun a fost trauma și sfaturile nesolicitate. Așa că, oameni buni, dacă vă vedeți cu cei dragi de Crăciun anul ăsta, țineți-le pentru voi și doar fiți prezenți. Morning Glory, Morning Glory, prin ciorap ies cartofiorii. Așa, am asistat la o conversație prin geam între Mihai Bobonete și Sergiu sau Silviu sau cum Sergiu. Îi cheamă? Sergiu, da, da, da. De la Carla's Dreams. Foarte frumoasă conversație. Am înțeles așa în mare parte, dar nu înțelegeam, ăsta era mărțișor, M. Da. Dar n-am înțeles mai mult. Sigur e de la mărțișor? Sau? Da. Poate maioneză? Maioneză, da, cine știe. Nu, că nu era mâie, jumătate de mâie. Mm. În fine. Da. Mihai. Da. Ai zis că ți-e dor de un spectacol de stand-up. Am văzut că ai avut un apel disperat, mai disperat decât apelul lui Keanu Reeves, ăla de apare în fiecare an de sărbători. Nu știu pe ăla. Oameni, fiți mai buni, apare, distribuie toate proastele. Da. Nu l-am văzut pe stau Keanu Reeves, dar într-adevăr mi-e dor și vreau să mă apuc iar de treabă, dar trebuie să scriu ceva material, că nu pot să mă întorc așa, înțelegi? Adică trebuie să scriu niște glume, să niște alea și cred că prin martie așa. Am văzut că ai dat un interviu mișto în suplimentul ăla de la adevărul de weekend. Da, da. Și dacă nu făceai comedie, te-ai pus vreodată? Presupun că te-a mai întrebat cineva, dar eram curios. Că am văzut că aveai multe povești din copilăria ta, care nu e neapărat un film, o comedie cu cowboy. Nu e, într-adevăr, cu toate că mai și călăream. Da, dar te-ai gândit ce se întâmpla cu tine dacă nu făceai asta? Băi, nu știu, cred că eram ceva pe la vreo multinațională de-asta, un hipster de-asta și eu. Și lucram într-o multinațională, ceva, nu știu ce. Băiat de la IT. Adică? Păi era, oricum lucram la, era merchandiser la un brand de săpunuri și șampoane și aranjam alea pe acolo. Cred că aș fi înaintat în grad și eram ASM, Area Sales Manager, sau deveneam CEO la nu știu ce săpun. Da, dar lucrai cu oamenii, nu? Da, da, da. Și garantat. Totuși pasiunea ta pentru oameni, sau ura, da, de dezinteresată pe care o manifesti față de oameni atunci când îi transformi în obiecte comice, nu te-ar fi împiedicat să observi că ei fac niște lucruri care pe tine te enervează, pentru care n-ar mai trebui să mai existe. Și acum hai să luăm niște categorii. Să luăm niște categorii de oameni. Să vedem unde vrei tu să duci discuția asta. De exemplu, ai mers cu trenul de atâtea ori, nu? Da. Ai fost la țară, la tine. Am fost, da. Așa. La țară zici tu la Craiova, când mă duceam eu la țară. Nu, acolo lângă Dunăre, cum se numește?
Păi la, nu e tren acolo când mă duceam la Giurgeni. Acolo mă duceam cu mașina, păi nu e tren. Ok, bine, mă rog. Așa zic, și cu trenul. Și vezi un om care își taie unghiile în public. Da. Ești de acord cu asta? Adică ce ar trebui să pățească ăla? Hai să desființăm niște categorii de oameni. Băi, asta cu că își taie unghiile, își taie unghiile, dar am văzut oameni în public care își bagă scobitoarea sub unghie. Adică ești la masă și la un moment dat zice, dă-mi și mie o scobitoare și când vorbește cu tine scoate... Negrăna se zice, auzi, ai văzut-te aseară? Și după aia face așa pe mână. E mai rău decât ăla care își taie unghiile. La care își taie unghiile, dacă își taie la o distanță considerabilă, nu-l bag în seamă. Dacă e aproape, poate să sară în ochi. Tu ți-ai ajuns la spital cu unghia lui ăla înfiptă în ochi? Ție nu ți se pare ciudat că ăștia aleg exact momentele de liniște astfel încât să auzi unghiera cum face click? Da, 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 da. Click? Așa e, așa în compartiment noaptea? Băi, când, când mergi pe tren, mai ales noaptea, trebuie să ai briceag la tine. Și briceagul are unghieră, n-ai ce să faci. Dar folosești tot, lingură, furculiță, unghieră, tot ce trebuie. Dar ar trebui cu ei... Ce putem face? Adică putem să facem așa, să-i adunăm pe toți care sunt pasionează tăiatul unghiilor în public sau de scos negreala de sub unghii. De aia care fac... Care sug măsărele? Da. Aia să zicem că sunt genul ăla de hamster care ține bucățica de mâncare ascunsă pentru mai târziu. Dacă ai mai multe găuri în măsele, tu poți să ții cam chiar o ceafă și puțin cartofiori acolo. Adică o ceafă mică, nu o ceafă mare. Plus 100 de gin. 100 de gin în partea asta la altă. Da. Și să le combini când în când. Pe lucrarea aia care... Da. Care pe când... canal. Păi ăștia i-aș duce într-un lan de floarea soare la vreo 60 de grade și să îi oblig să mănânce doar biscuiți cu miere și să nu fie apă nicăieri pe o 20 de kilometri. Îmi place cum gândești. Da. Îmi place cum gândești. Este aspru, dar sever. Da, da. Frumos. Mai, presupun că în aceeași categorie este aia care scot și scamele din buric în public și îl fac așa. Și... Da? Da, bă, dar se uită. Se uită, pentru normal se uită. Cei care se scobesc în urechi în trafic și după aia se uită? Da. Se vadă dacă au prins ceva? Da, dacă e ceară sau... Crezi că sunt pescari? Nu, nu. Ba, da, se poate, se dea la mână. Da. Păi ce dracu am prins, mă, aici, bă, frate. E ca la păstrăv, când te duci și le iei din Da, 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 din și nu știi ce... Tu știi că aproape am surzit o perioadă bună de vreme, trebuie să vă spun asta, din cauza bețigașilor de ureche pe care nu le recomand, pentru că prietenul meu, Răzvan Filip, coleg cu Bogdan Mihai și așa mai departe. Da, știu pe Răzvan, da. Da, mi-a zis că sunt o nenorocire, bețigașele alea de ureche. Nu sunt recomandate. Nu sunt recomandate, iar dacă le folosești, ar trebui să știi să le folosești. Ideea e că la un moment dat m-am curățat în ureche cu un bețigaș de la și fără să știu, mi-a rămas vata, capătul de la vată în ureche. Wow. A stat un an. La un moment dat nu mai auzeam cu urechea aia și nu știam de ce. M-am dus la controle, am făcut nu știu ce și am ajuns la Filip și mi-a scos aia care se îmbibase cu ceară, cu ce produce urechea și nu mai avea cum să iasă. M-am speriat de mancă ca pe mine. Am zis, bă, nu există... m-am speriat... Atunci sau acum? Scuze, cer scuze. Eu zic că e mai... Stai, avem ceva care depășește. A, da? Deci, scobitoare, ne-a scria un ascultător, scobitoare la masă. Da. Ne-am scobit între dinți. Oh, nu. Și? Am pus-o la loc. Oh. What? Man, no, asta nu. No, asta cu partea folosită, în aici, jos. Aici e, nu, aici e de nivel, mai ales în perioada asta, e de terorism. Asta e terorism biologic. Da. Da. Așa ăștia trebuie închiși. Spune-mi, te rog frumos, aia care claxonează foarte mult. Ăștia nu-i aud, eu dacă ascult muzică tare, eu n-aud claxoane, nu, nici nu mă risc. Ok, aia care apasă pe butonul de la lift ca să vină mai repede. Ăia sunt aceiași oameni care apasă pe telecomandă mai tare când se termină bateriile. N-ai ce să le faci. Știi, când se termină bateriile și apeși puțin mai tare și bă, dă-o, drec. Și dacă mai cum le scoți și le muști. Le muști. Faci așa? Da, o bați, da, o bați. Asta e primul nivel. Așa? După aia le scoți și le muști. Ah, da, da, da. Ca să adune acidul în cap. Ah. Uite, pe asta n-am știut. N-am știut să lucrez cu bateriile. Trebuie să fii atent. Și dacă e cald afară așa, ca în deșert, le pui pe pervas sau nu știu ce, să mai bată soarele în el. Și imediat se încarcă. Imediat se încarcă. În deșert nu rămâi fără baterii la Paris-Dakar, la...
Ăștia care spun LOL. Zi, ce s-a întâmplat? De ce râzi? S-a venit țele meu înapoi? A zis, m-a vlut cu un banc prost. Știți, pe la colan deșert de mergea? Mergea unul prin deșert. Și la un moment dat, după ce merge o zi, două, termina fără apă, fără mâncare, aude din depărtare. Aoleu, aoleu! Merge ce mai merge, după niște dune, tot se auzea mai aproape. Aoleu, aoleu! Și la un moment dat, ajunge și vede unul cu un tir care făcea rotocoale și zicea, aoleu, cât loc de torsi aici! Morning Glory, Morning Glory. Ai crescut mari perișorii. E foarte concentrat și da. E o plăcere ca de obicei să vorbim cu Mihai Bobonete. Un discurs clar, un discurs apel clar. De sensibilitate mult mai cutremurător decât apelul lui Keanu Reeves de, eu nu știu despre ce vorbești Keanu Reeves. Apare mă în fiecare an, spune tu Silvia. Nu e la metrou, l-am văzut în metrou când merge cu metrou. Face și tot felul de donații și apeluri către fanii lui de sărbători. Da, să fie bun, recunoscut să ca băiatul bun al Hollywoodului. Ah, okay, a donat okay toate veniturile din Matrix, o nebunie de asta. 70%. Tare, bravo lui, nu știu. Da. El e și un spirit ăsta, așa e născut. A avut o viață grea și vrea să dăruiască mai departe. Na. Bun, hai să vedem, vrem niște sfaturi de la tine. Da. Cea mai bună scuză. Că vine acum sezonul sărbătorilor, Valentine's Day, dragobete. Când credeam că cine găsește? Wow, cea mai acum bună scuză când uiți să iei cadou iubitei, soției. Cea mai bună scuză? Era închis. Sau nu? L-am uitat acolo. Cu programul ăsta. M-am dus, am luat și când se pleca strănutata aia de în tot magazinul acolo, unde ți-aduceam? A strănutat pe el și avea COVID. Da, nu știu, sau... A, nu-ți vine. Oh, asta nu e scuză bună. Da, nu e bună. Am crezut că e M. Am crezut că tu porți XS. Nu știu, e mai bine așa, nu? A, ți-am luat XS că în ochii mei tu ești de XS. Eu zic că nu, dar eu port L. Ciudat. XL, ca să fie tot acolo. Oh, low. XL. XL? Am uitat. Asta e, zici, băi, n-am știut, dar vă referiți acum de Valentine's Day? Eu sunt cadoul ceva tău în seara asta. A, asta e, da, bună, spui o fundiță de-aia pe... Și zici, pe gât, pe gât, și ca domnul care era dezbrăcat de unde era din Gilău. Te dezbra și zici, mărțișorul tău în partea de jos a figura 2. Avem o transmisiune din teren, bunic. Da? Tăia unghiile la fiecare masă cu familia, de față cu ei. Dar, deci unghii impecabile. Mai ales și în ureche. Nu, tocmai. Nu, aici ai atenția, nu e pentru, deci pentru sare. Pentru ce era unghia asta? Pentru sare? Pentru sare, da. Uh-huh, da, uh-huh. Sare, piper. Da. Condimente. Deci, tot felul. Se scobea în ureche cu un cui ruginit. Ăsta al bătrân. A dat capul microfon, mă, l-ai văzut? L-ai văzut? Mamă, nu crede. Eu m-am văzut pe mine, dar s-a auzit că ai dat capul microfon. Nu pentru că sunt deștept, m-au luat aici. Că ai ghiulul ăla și nu pot să mă concentrez. Ai ghiul de ceva vreme. M-ai omorât de când am venit, ce-i cu el? Ai ghiul de aur pe degetul mic? Da, e un leu. Cine ți l-a dat? Ce, cum a fost istoria și a zis, ție ți-ar potrivi ăsta? L-am primit când nu m-am dus la o nuntă. Apropo de asta, scuze, tu ești naș. Da. De există, meserie, da. Există scuze să nu mergi la o nuntă, tu ar trebui să le știi. Deci nu, ești părintele tuturor. Să nu mergi la o nuntă? Da. Cum faci să scapi de chestia asta? Aia, bine, acum e asta, când ai COVID, spui că, bă, nu știu ce. Dar în rest nu prea există, dacă e prieten bun la asta, la nunți, cel mai bine ești, bă, nu vin. Dar acum la ultima nuntă, la Bogdan Mihail, când am fost naș, mi-a plăcut că preotul de la biserică, de numai la Sfântul Spiridon, sau nu știu unde am fost, pe care și cunosc, adică mi-e prieten, și îl salut pe această cale pe Răzvan, și când a început să cânte, n-am înțeles când zice de partea când nu mai e vin.
Și mesenii văd că nu mai e vin. Când face Iisus din apă, vin. Și ideea că a făcut voce subțire la Iisus și voce groasă la Maică-sa. Și m-a bunit dusul, mi-a sărit din gură în timpul bisericii. Am sunat de, deci omul când a zis și ce? La alți oameni au zis, nu mai e vin. Și Iisus a spus că nu mai e vin. Și a venit mama lui Iisus și a spus, nu mai e vin. Pentru că de sabie s-a săvârșit. Și a zis, bă, asta nu e vocea ei, e vocea lui, e invers total. Au fi fost diavolul. Da. Și a zis Iisus că nu mai e vin. Și mama lui a zis, nu mai e vin. La cina cea de taină, cina cea de taină, Iisus care le zice la oameni, aici îmi place, mi-am adăugat un artificiu, Iisus care zice, fraților, în seaga asta unul dintre voi mă va trăda. A zis că era râit. Pot să zic asta, că era râit. E băgat de mine, nu e în banc, dar îmi place mie. Da. Fraților, unul dintre voi în seara asta mă va trăda. Și zice Toma, oi fiu, Doamne. Tu nu, vorbești tu, ca tataie de la Biogi Mafia, da, așa. Nu tu, Toma. La care zice Andrei, oi fiu, Doamne. Nu tu, Andrei, stai liniștit. Luca, oi fiu, Doamne. Nu tu, Luca. La care Iuda zice, oi fiu, Doamne. La care Iisus, ei fiu, Doamne, ei fiu, Doamne. Minunat. Minunat. Rămânem cu înjurătura, grijă mare, cade cripto. E nenorocire. Da, e nenorocire. Vindeți, vindeți, vindeți. Acum, ca să nu ajunge să spuneți criptoși, măsi, de viață și... vă lăsăm puțin cu niște reclame și revenim imediat cu invitatul nostru, Mihai Băbonet, în cazul în care chiar nu v-ați dat seama cine corect, e de fapt. Corect, corect. Cu adevărat. Și bonjurică, bonjurică, îi mai spunem o dată... Bună dimineața lui Mihai Bobonete și ne bucurăm că este cu noi, 21-22. Mai puțin și pleacă puțin în vacanță, dar tușește și da, poate cine știe. Nu. Că v-ai zis de la început, când dau masca jos, dar joi trebuie să plec și... Da. Mihai, avem ceva povești de vacanță? Băi, nu, ai văzut români? Am fost la români, am fost la Mărgineanu și la Buliga, am fost în Spania puțin la Havea, deci am dat de ei, iar după aia, pe la Madrid vreo câteva zile și tot așa, am întâlnit cu magicianul Roberto, deci am fost cu români. În rest n-am văzut alți români. Nu? Nu. Dar tu poți să recunoști români de la distanță? Ne întreabă ascultătorii. Da, pot să recunosc de la distanță, mai ales când sunt în vacanță prin Grecia sau pe undeva. De obicei mă întorc și se aud, când se aude fă! Și atunci mă întorc eu, nevasta mea zice, nu cu tine, ba da, cu mine. Și mă întorc și de fiecare dată continuarea așa, fă, ăsta nu e ăla. Și vine așa, așa vine, băi, tu ești ăla, mă? Și zic, da. El e fă! Și după aia plec. El era, mă! Deci tu erai. Și eu rămân așa, da. Eu sunt. Deci n-am cum să nu-i recunosc. Am mai adunat câteva povești frumoase. Da. Ne scobim și cu chei din alea care se deschid. Bă, da, de unde mă găsesc cu oamenii? Încă un cui ruginit avem de la un bunic. Bă, eu de longeviv. Cui ruginit îl știu doar din expresie. Dacă e să ai ghinion... Da. Găsești și un cui. Și în ureche un cui. Și ești la ruginit și n-ai nici patent. Dar în ureche... Da. Păi de aici expresia, cred. Cuiul la ruginit și din partea alaltă e de la ăștia care se scarpină cu el în ureche și uită prin alte părți. Da. Cum lași, te recomanda pe sub fotoliu. Mergem mai... lăsăm vacanța sau... Că da, nu pare așa, adică ai avut o vacanță de tot rahatul din ce nu, 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 am fost foarte liniștit așa. Bă, adică n-ai făcut nimica? Am și aterizat pe un vânt foarte... Ai citit? Ai tu o listă? Ai văzut? Bill Gates publică lista cărților. Da, am primit de la Mărgineanu cartea asta cu Arugeri Seinfeld. Laura zice că e a doua, eu nu știu de prima, eu pe asta am primit-o și îmi place. Nu se numește Jerry Seinfeld 2? Nu, se cheamă... O fi ceva de capul, o fi ceva de... Is this anything? Nu, nu, în română. Is this anything, da, dar în română se... Uite, o fi bun de ceva? Așa se cheamă, o fi bun de ceva? Da. Da, și uite, Laura mi-arată acum că există și pe limba mea, adică mai există o carte, da, nu știam, o să o iau și pe asta. Mai avem o veste, un fake news, și că nu e adevărat că mai bine îți rozi unghiile decât să te apuci de fumat. Ce părere ai despre oamenii care își rod unghiile?
Păi revenim la hate. Eu am renunțat de ceva vreme, am vreun an de zile de când nu le mai rod. Ai fost la terapie? Nu, pentru asta? Am găsit un ulei care este atât de amar, sau nu știu cum să zic, acru, încât dacă ți ajunge pe limbă, efectiv 2 sau 3 zile nu mai simți gust la nimic decât faci COVID de la uleiul ăla. Nu, bă, nu, dar e nenorocire, nu mai știu cum îi zice. Nu keto nail sau nu știu ce, am încercat tot felul de. Și acum am un ulei mai tare, nu de la Dore, dar nu mai știu de unde. De-l dai pe unghie, că am și eu de asta la unghie. Dar e bun. Eczema, bacterie. Mănânci. Da, da. Legionella, ce ai? Nu știu ce e, că uite, îmi face aici la unghie o gaură în unghia de la degetul mare. O auzi noaptea? Cum? O pui când... Da, mă, exact cum face hamsterul lui fieme. Are hamster? Da. Cum îl cheamă? Cookie. Eu când l-am luat de la magazin, îl chema Tarzan, a zis aia. Când a zis Tarzan, am zis, doamnă, dați-mi și niște scoci. Da. Că a zis... Și am avut 2 hamster prin liceu și... S-a bubuit? Și unul... Nu, îi scoteam la păscut, da. Și le dădeam să mănânce franjuri de la perne. Nu cred. Și mergeau și umplau vâlcile, știi, mergeau până la capătul pernei, cu înghițind franjurul. Și după aia îi scoteam așa. Îi deșirai după. Ăsta e nivelul emisiunii, da. Nu s-a schimbat nimic de atunci. Da, știi ce copilărie frumoasă. Ce, nu? Ce amintiri? Da, da, da. Ce amintiri, ce de amintiri. Când, ție când îți spuneau părinții, auzi, tu ești la noi în casă, faci ce spunem noi, ce făceai? Sau nu ți-au zis? Nu, nu mi-au zis asta, nu mi-aduc aminte. Nu? Nu, n-au fost atât de vehemenți. Mă. Da. Nu am asta. Tu ești aici în casă, plus că noi am fost tot, ba pe la bunici, ba pe la ei, ba o de asta așa. Dar ai rămas traumatizat din copilărie, mă rog, din adolescență, când ai fost refuzat de o fată și te-a urmărit acel moment și ai fi vrut să-i spui, potrivit unui esprit de scalie din ăsta, vreo două cu mintea de acum? Nu. Nu te-ai gândit la asta? Hai să încercăm, să vedem. Poate ți-aduce aminte de o fată care pur și simplu ți-a călcat inima în picioare. Și tu erai sincer. Și voiai să... mergeți în pădure sau... Cu geaca de piele. Nu, cu geaca de blugi era, nu de piele. Era de blugi, era cu rifle, dar a pus-o ăla în... Nu eu am pus-o, el a pus-o la copac acolo și era un coimac, al lui Cosmin era. Al lui frate, sunoa lui. În fine, nu mai contează. Nu mi-aduc aminte, dar mi-aduc aminte de tot așa o chestie de la Dunăre, în care era un butuc. În care am fost cu o gagică și m-am dus pe malul Dunării, că era foarte frumos seara. Aoleu, nu știu ce m-am pus să povestesc asta, că e nașpa, dar nu mai contează. Mâncasem foarte mult pepene și am băut și bere cu Mihai. Și știi când te pui pe butuc, ideea că butucul ăsta era un turn de copac, dar care nu era atât de gros încât să stai cu fundul fix pe el. Să stai pe butuc pe aici, dar fundul ieșea puțin în afară. Fix cât să crezi. E oricum, e oricum, mă. S-a făcut el cu ghiulul. Și oricum îți iese puțin în afară tot timpul decolteul instalatorului. Ca așa ai zis, când te afli și te vede mâncă la tata cu toporul, se cheamă decolteul instalatorului. Așa. Da, și când a răsărit... Morning Glory, Morning Glory, ne zâmbesc instalatorul. Corect, corect. Așa. E, și a fost un moment ăsta, că tot corpul meu era să vorbesc cu fata asta pe malul Dunării, dar partea de jos a simțit o eliberare acolo în zona aia, de unde depresiunea pe gambe, și am avut o ușoară scăpare, dacă îmi zic ușoară, na. Cât de ușoară? Bere, da, cât a fost de ușoară. Știu că ea s-a ridicat și a zis... A zis ceva de genul că eu așa ceva n-am mai auzit. Nu, nu, era... A fost ceva de olimpiadă, de... Nu, 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 era aur, era Usain Bolt. Nu, mă, n-ai aparat să facă, n-ai aparat să reproducă. E ceva... Vă știați că la mașinile Tesla, s-a gândit Elon Musk la să bage această aplicație? Știți că la mașinile Tesla... Există gluma pe care poți să o faci pe orice scaun din mașină. Ai o chestie care produce o bășină, știți? Nu. Efectiv, e jocul, e o chestie pe care o are și fiul meu acasă, pe care o pui sub scaun, e de cu. Așa, da, pe aia o știu, da. Aia,
Așa arată aplicația, că știi că Tesla are un ecran. Și ai toate scaunele, toate patru, și dacă vrei, tragi fart și are mai multe stiluri și dai pe scaunul din spate. Și dormi sau de asta, sub tine. Ce glumă s-a gândit el să facă, mă, să fie pe Tesla. E o băgată pe toate Teslele. Da, jur. Acum nici nu mai știi, nu mai poți să mai distingi adevărul de minciună. Da, nu. Ba da, poți, dacă ai miros. Dar cine e? Cui arde de miros în Tesla? Da, la mine îmi cer scuze, dar... la mine sunt cunoscute momentele astea, pentru că le-am avut și în stand-up și cea mai cunoscută este momentul în care am ridicat pe penele în lift cu soția administratorului. Da. Și care... Să nu știu. Da. Cum a ridicat și când a ridicat pe pene și m-a întors, era lipit așa de lift, unde era oglinda, o vedeam și mai multe bucăți și a zis: și mai aveți și 11 milioane la întreținere. Bă, au fost momente... Da, asta zic. Acum o să zic că lumea iar a venit, ăla iar ne-a povestit de farturi. Așa e la început de aia. Știam o scenă din avion cu un mare intelectual român, foarte mare intelectual român, care venea de la Paris. Da. Și, mă rog, fiind corpulent, așa cum ai fost tu înainte să slăbești, a luat niște brânză. Că n-aveai cum. Dar o avea în avion și început să se simtă. Și fiind cel mai grăsuț din zona aia, toată lumea, toate suspiciunile s-au îndreptat în mod natural spre el. Și la un moment dat s-a ridicat să umble deasupra scaunului, da, în compartiment, și a mirosit brusc foarte tare a brânză. A ceva foarte rău. A ceva absolut, foarte rău. Da. Și a simțit toate privirile, s-a lăsat liniște. Da. Toți crevabili ziceau: uite, al dracu, nesimțit, nesfidează. Da. Și nu numai că le dă ascuns, dar se și ridică picioare și în fața noastră. Ca să aerisească, da. Se dea drumul. Și el s-a întors și a spus: am brânză. Morning glory, morning glory. Stă pe spate, măcitorii. Am brânză. Da, cam așa, cam pe aici suntem. Să știi că atunci când ai copii, poți să ieși din situația asta în public tot timpul. Dai vina indiferent. Pe ei? Nu, dar nu dai vina pe ei. Te întorci așa și mai tare puțin așa, dar discret, zici: aveți nevoie cumva vreunul dintre voi la toaletă? Și ai legalizat. Asta e bună. O legalizezi. Și copii, dacă n-ai copii, zic, nu, ce nu faci? Pe cine dai vina? Cum te descurci în situația asta? Poți să pasezi vina? Dacă ai o femeie înlesă care se crede câine, dai pe ea direct. Nu aici, la tufișii, zici. Cum e fata asta de se crede câine sau ce era prima știre. Da. Care lasă păr, da. Nu, în rest nu prea ai motive. Am poți să zici, sufer de o boală rară și... Doctorul mi-a recomandat. Mi-a recomandat, da. Dar să știi că în multe țări din Asia înțeleg că e destul de... liberă treaba asta. Adică stai, vorbești cu omul și la un moment dat stă pe spate muncitorii și tu ești pe genul: bă, stai un puțin. Da. Chiar te-ai... Da. Bun, eu sunt, cred că de-aia au și ochii mai mici sunt așa. Sunt culturi mai cum permisive. Și da, cum și râguitul este permis în unele țări, ba chiar considerat civilizat după masă. Depinde. A, stai bun după masă să stai să râgâi așa cu toată lumea, să te bați pe stomac. Mai dă-mă o colă de-aia, că parcă n-a ieșit tot. Mușdei cu cola? Judeci oamenii care fac asta? Da, și mai ales oamenii care merg în dreapta, eu conduc și ei au mâncat mis sau cârnat și au băut și cola înainte să plecăm. Deci ai pățit? Foi de mine. Deci, bă, râgâitul de cârnat sau de mici în mașină este nenorocire, mai ales că nu știi cine l-a dat. Dacă sunt 5 oameni în mașină și au mâncat toți mici, există varianta asta, că nu e râgâitul ăla cu sonor, e ăla cu amortizor din filmul Leon. Da. Și face așa. Știi? Da. Adică le... Este un burp. Este burp în da, benzi de sănate. Da, e burp. Da, da, exact. Și dacă se lovește de geam, dacă ești la geam, se lovește și ricoșează în mașină, e nenorocire. Poți să... Deci îți lăcrimează ochii dacă n-ai mâncat. Îți lăcrimează ochii, te duci în altă dimensiune. Crezi că ăsta ar fi un cum să spun, un purgatoriu pentru vegetarieni? Să stea într-o cameră în care cineva să râgâie amici, da, și cârnați, clar, după clar, ce a băut Coca-Cola?
clar, așa este. Da, ăsta e purgatoriu. Și eu mi-e place să fac parizeri pane foarte mult și am văzut unii care fac parizeri pane că mi-au scris pe Insta și mi-au zis că pun și mușdei peste și am zis, băi, e mult. N-am încercat, dar să faci parizeri pane, mușdei să pui în și el. Mușdei, da. El e făcut cu mușdei. Păi, mușdei. Din da, doar din mușdei, mușdei, după părerea peste, mea. Peste, adică îți înfloresc ochii, îți dai seama. Nu. E nenorocire. Dar simți, poți să diferențiezi omul care a mâncat parizer și a băut Coca-Cola de ăla care a mâncat mici și a băut Pepsi-Cola? Simți? Nu, n-am ajuns acolo. Aici trebuie, e vorba de ceva nivel tibetan. Nu simt. Dar schimb, asta da, mirosul de usturoi după ce ai mâncat mici sau cârnați e specific, nu e ăla de la mușdei. Nu e? Nu e, asta sau zic. De la ciorbă de burtă. Da. De exemplu, de la ciorbă de burtă e mai călduț așa. E mai moale de la smântânică. Deci, ăla de mici vine și ți intră în nas așa ca în Alien. Adică e foarte... Nu, e ca, îți intră în nas ca hreanu, după părerea mea. Când ai deschis bocanul da, și ai tras, exact. Mihai a făcut așa. Sau ca wasabi. Mihai e foarte prost. Ca wasabi. Spune Mihai cât de prost ești. Atât de prost? Da, atât da. De prost. Am crezut că în borcanul respectiv era brânză telemea rasă. Era lui îi place să-i vină telemeaua înapoi. Așa. De și am desfăcut borcanul și ai tras pe nas. Superb. Da, el superb. E genul de om, genul de bărbat care din când în când merge la frigider, da. Deschide borcanul cu telemea și îl miroase. Exact. Miroase. Exact. Am înțeles. Îi aduce aminte de acasă. Și nu ți-a venit rău, nu ți-a desfundat toate ceacrele? Întâi s-a înfundat totul, s-a oprit totul, nu mai intra aer pe nicăieri. Da. Și după aia cu greu a revenit. Dar... Revenim la mirosul de mici. Care ai spus da, că ăsta se... este foarte agresiv, mirosul de usturoi cu mici. Zice. În schimb, ăla de ciorbă de burtă, ăla te mângâie. Ăla de la smântânică, de la nu e. Da, e numai că nu e așa. Păi da, e fiartă, e diluat un pic. E mai îmblânzit, așa e. E mai îmblânzit puțin, da, adică nu e cine știe ce așa. Dar am avut un prieten căruia miroseau picioarele usturoi când mânca usturoi, bă, deci era ceva... Vorbesc serios. Poate îi transpirau și de asta. Nu, mă, miroseau usturoi, adică... Acolo se ducea. Da, mă, da. Înseamnă că avea o problemă pe acolo internat. Și usturoiul mergea să vindece. Da, se ducea direct acolo. Că se știe că el vindecă tot. Dar știți că am avut un debate la un moment dat cu niște fete, sau cred că am vorbit și cu voi la un moment dat în emisiune, că am aflat că usturoiul este unul dintre puține alimente care dau gust și... Da. Lichidului seminal de la bărbați. A, da? Usturoi, da. Și că sunt usturoi și mai e încă ceva. Ananasul. Ananasul, bravo. Tot aici am vorbit? Am vorbit noi doi? Și sparanghelul, cred. Mi-aduc aminte că erau femeie. S-ar putea. Nu, ananasul și usturoiul știu sigur că dau un gust ciudat. Pe de altă parte, iar am aflat de la un studiu că, de exemplu, dacă mănânci 3 kg de ceapă, indiferent de ce fel de ceapă, lichidul mie seminal... Mie îmi plac exemplele astea. Plecăm de la un exemplu simplu. Avem 3 kg de ceapă, le mâncăm. Așa, da, pe tocmai de asta că e aproape incredibil. O situație reală. Dacă, deci ăștia spuneau așa, că dacă mănânci 3 kg de ceapă, devine lichidul seminal de la bărbați, devine fosforescent. Ceea ce e mișto de știu. Sau era bine de știu pe timpul comunismului când se oprea lumina pe la ora 10... Și dacă vrei citești șogunul, mai dai o pagină. Nu luminăm calea cu licurici. Dar asta o știi sigur cu ceapa, am aflat-o. Un exemplu foarte frumos. Da, cer scuze. Îți dai seama că s-au gândit, hai să facem mișto de niște tâmpiți. Ce să le spunem noi? Ia, mâncați 3 kg de ceapă, da, așteptat corect. Și după aia, în întuneric, bă, ca băieții. Bă, asta era studiu, acum na. Ce să, eu am dat mai departe. Acum, eu cred că sunt oameni care se întreabă ce zi e astăzi, mă, Mars, dar ce dracu vorbesc ăștia aici? Mars, dar asta nu era o marcă de mașină. Bun. Îți dai seama că am mers cu gândul acum spre, vorbind despre băieți care mănâncă 3 kg de ceapă ca să strălucească da. Pentru o clipă. E, nu zice tu, dar în loc de artificii care pot să sară și nu... Apropo nu, de asta, dacă se întâmplă să strălucești mai repede decât trebuie, există vreo scuză pentru asta? Pitilus. Nu zic că ai pățit tu așa ceva. Da, da, se poate. Poți să zici... Ce poți să zici? Zici, m-am grăbit. Nu, a... Doamne, ce zăpăcii da, sunt! Da, vreți, tâmpiți, nu mi-am dat seama, am luminat... Am aprins prea repede. Am aprins vina. Am apăsat pe derubător. Iartă-o, dar nu vedeam.
dacă te pui cu spatele pe zid, la petrecere, lumina stinsă și te pui așa, liniștit cu paharul, s-a prindă lumina toată căperea. Și mă, gerucinerea că e asta, mă. Formația Malachia e cu noi. Și aplauze pentru Haibă Bonete. Ca de obicei, subtil, rafinat. Corect. Profund. Mulțumim mult. Eu parcă să-mi aduc aminte că prima sau a doua mea emisiune la Morning Glory a fost despre asta. Posibil. Posibil. Dar era cu știre, era cu păcat. Adică care de sabie s-a săvârșit cu pisatul. Pisară. Nu, lasă când te pisa diavolul, dar a mai fost o chestie care despre păcatul Malahie era, despre asta. Posibil, da. Dar uite că... Că a fost legiferat ca păcat, adică... Niciodată nu... Nu termin de vorbit despre asta. Da, dar închidem cu faptul că nu orbești de la asta, asta știu sigur. Să știi că nu te văd bine vorbind despre asta la radio. Ce? A venit muntele? Muntele, ne vezi? Uite de optiare. De la ce crezi că sunt? Acum o să mă gândesc la toți ochelariștii de la... Știi că ochelariștii... Da. Ăștia sunt lipicioși și mari. Da, mamă. Trebuie încheiată emisiunea. Da. Oprim timpul. Bine, m-am pupat duce. Vă mulțumim foarte mult și vă spunem Laura, Silvia, Mihai, Sergiu, Dragoș și Lăzvi și Mihai Bobonete, în aplauzele voastre, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi bună, nu? Că e marți, da? Marți de aici. Vă pupa dulce pe ceacră, ne auzim mâine la o nouă întâlnire cu muzica voastră preferată. Dragi prieteni ai rockului, vă lăsăm cu muntele, ne cerem scuze încă o dată pentru disconfortul creat, apoi boariu, nu mai zic, și crubarul. Și blues drop, da. E totul foarte bine. Vă pupa dulce pe ceacră, ne auzim mâine. Pa, pa! Morning Glory on Rock FM.